Dacă trebuie să alegi între capre și bivolițe, cred că cel mai ușor e să alegi câinii, că atâta de lingușitori. Așa e, mă. Dom. Ai crescut mare de când te-am adus. Ai fost cătorâm, mă. Și am uiesc cât un cal. Gibolul te învață să mergi mai încet. Când te muți la țară și ești apucat să faci șaia, 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 gibolul zice, hou, îmi facem așa, facem așa. Salutare, dragilor! Astăzi facem un video despre... Astăzi facem un video de comparație între creșterea caprelor și creșterea bivolilor. Pentru că bivolul e un animal care e pe calea de dispariție în România, adică nu e cel mai rentabil. După spusele unora care chiar fac performanță în creșterea bivolilor, bivolii nu sunt animale de lepădat. Dar românul și țăranii în general s-au lăsat de bivol pentru că e mai productivă vaca și sunt mai productive alte animale. Bivolul e ponturos, e dificil, e complicat, nu prea stă la mulți, greu să montează. În urmă cu 100 și ceva de ani, în România erau vreo 5 milioane de bivolițe la vreo 6-7 milioane de oameni. Deci toată lumea creștea bivolițe, era bivolul, era animalul românului, pe care îl putea pune și la lucru, de la care primea și lapte de foarte bună calitate și foarte gras, din care se făcea o fântână fenomenală. Acum îl cresc italienii, bivolul românesc sau bivolul, și fac mozzarella. Făcea fântână, ai zis. Smântână. Fântână. Ai. Fântână, nu fântână. Bivolii nu fac smântână. Bivolii nu fac fântână, fac smântână. Dar e foarte greu să ții și bivolul de lanț, să și faci filozofie pe internet, îți dai seama că nu e așa de ușor. Da, revenim. Am mus și muștele că ne-l dau târcoale deja că vine vara. Dar bivolul e animalul nostru de suflet. Pentru că bivolul e un animal atât de inteligent și atât de special, mai ales că știi că gibolul cam te place numai pe tine, nu-i place el pe toată lumea. Dacă mă cunoaște pe mine, cu de-abia o mai primește și pe Andreea până zonă. Ce, unde vrei să meri, iubită? La mine. Unde vrei să meri? E să cauți iarbă? Ne suflă un pic pe microfon. Hai să merem mai încolo să cotăm un pic de iarbă, ca apoi mai povestim cu oamenii. Însă, dacă vrei să-ți încarci sufletul cu bucuria pe care o avem noi atunci când creștem această bivoliță, urmărește acest video până la final și vei vedea toate argumentele pentru care să crești o bivoliță. Da? Uite-te că, pe lângă faptul că e ponturos, bivolul e un animal și foarte frumos, foarte sensibil și foarte, foarte drăgăstos atunci când iubește pe cineva, da? Și foarte inteligent. Și foarte inteligent. Așa că merem la păscut, o ducem acolo la locul ei, pe bivolița Măriuca, și mai povestim un pic acolo despre cum creștem noi bivolițe, de ce și... Haideți cu mine, să vedem! Oamenii românii creșteau, din totdeauna creșteau bivolii pentru lapte. Pentru că e un lapte extrem de gustos și de sănătos. Ne zicea un doctor, doctorul Petri din Baia Mare, că mai de mult în zona Bucureștiului, oamenii cumpărau lapte de bivoliță pentru
bolile de plămâni, pentru TBC și pentru alte boli grave. Acum vă dați seama că e o mare diferență între o căpruță care e până aici și o bivoliță care e până aici și mare și foarte grea. Că bivolul ăsta dacă se nervează sau dacă își dă seama de puterea lui, te poate trage până în celălalt județ, din Maramureș până în Bistrița Năsăud după el. Da, pe o căpruță iei cu frânghiuță, cu un fir de ață și o duci după tine. Și ăsta e un dezavantaj, spre care poate nu ne dăm seama, dar e un animal care calcă mai greu, erodează mai tare pământul și dacă ești într-o zonă cu pământ mai moale, acolo nu mai ai iarbă. Cum suntem noi în zonă deluroasă unde apa ușor să scurge de pe teren, animalul poate să pască și are iarbă din belșug. Pe de altă parte, faptul că e un animal mai greu, el scurmă pământul călcând și stimulează creșterea vegetației și a diversității și a sămânței care e în sol ca să crească plante mai diverse pe pășunea pe care calcă bivolița. Însă dezavantajul nostru pe de altă parte e că dacă locuim în Maramureș, în zona de deal, nu avem mol cum i-ar plăcea lui într-o vale să se baje și să stea acolo toată vara. E mai dificil. Bivolul are nevoie de apă să se scalde în mol, să se curețe de bacterii, de paraziți, de ce are el pe el. Un alt dezavantaj clar e faptul că o capră duce gestația 5 luni. O bivoliță duce gestația 11 luni. Deci ai de așteptat o durată dublă de timp până ai un produs de la o bivoliță. O capră o duci la țap. În schimb, bivolița e din ce în ce mai greu să o duci la montă, pentru că nu se mai găsesc tauri și pe lângă faptul că nu se găsesc tauri, bivolița se montează un pic mai greu din ce am văzut noi. Pentru că noi am dus-o prima dată pe bivolița noastră la montă și trebuie să știi când să o duci la montă, trebuie să o duci când e în călduri. Ori o mai strunei să nu margă unde nu trebuie, ori o mai încurajezi să margă pe drum. Căldurile la bivoliță sunt mai scurte. Și poate că sunt mai așa, mai timide, mai slab, mai greu le găsești. Cum am fost noi începători, greu ne-am dat seama că bivolița noastră e în călduri. În fine, am luat-o și am dus-o la montă, într-un sat vecin. Am mers pe jos o grămadă de vreme și o grămadă de distanță. Păi când am ajuns acolo, trebuie să o lăsăm acolo. Nu era obișnuită, umblată după noi și ne căuta iedorul nostru. Dar în fine, am lăsat-o cam o săptămână acolo. Problema a fost că pe când ne-am întors după ea, să o ducem acasă, ea se și accidentase la un picior. Și nu mai puteam să o aducem înapoi spre casă, pe jos, așa că o trebuie să chemăm pe cineva cu o remorcă și să o ducem așa cu grijă, încet, încet, să nu cadă din remorcă, pentru că n-am avut la dispoziție remorcă pentru animale. Cu toate acestea, proba de gestație la bivoliță se face la 3 luni. Avem un tehnician veterinar în vârstă aici în sat, care a venit la 3 luni după aventura cu dusul bivoliței la montă și a făcut proba de gestație. Asta se face băgând mâna în animal, căutând acolo semne și așa mai departe. Și la 3 luni de zile de așteptare, tehnicianul ne-a spus, îmi pare rău, dar nu e gestantă. Așa că a fost nevoie în luna ianuarie să luăm din nou bivolița și să pornim la drum până în satul vecin, din nou la montă. De data asta și ploua, a fost mai dificil, a fost mai complicat. Am învălit bivolița cu nylon și am pornit la drum așa pe frig cum am putut, ca țăranul, cum erau bunicii noștri mai de mult, că luau bivolița de frânghie și mereau la taur. Luau purcelul de ață și mereau în cealaltă comună cu ea la gher, cu scrofița. Și așa mai departe. Viața la țară în linii mari e cam tot aceeași. Și după aventura din ianuarie, am dus-o încolo, pe jos, pe frig, ca norocul că doar ploua. Nu a fost și zăpadă, că era zăpadă, cred că era mult, mult mai rău. Dar am prins vreme mai moale în ianuarie și au fost condiții cât de cât acceptabile să mergem până acolo. Ne-am întors și am așteptat din nou cu sufletul la gură 3 luni de zile să vină tehnicianul să facă proba de gestație și de data asta ne-a spus că pare să fie gestantă, ceea ce e o bucurie foarte, foarte mare pentru noi, pentru că noi de-abia așteptăm să avem un puiuț de la bivolița asta, de la Măriuca, pe care am crescut-o de când era atâta ani. Și vai de mine că prima dată când am adus-o Nina, am știut ce-i cu ea. O luasem de la mama ei, de la care subsese până atunci lapte într-una.
Era foarte supărată și agitată, plângea după mama ei, dar s-o obișnui cu noi, Sofia i-o da lapte cu biberonul, copiii o mângâiat-o, scărpinat-o și și-o daia seama rapid că nu e așa de rău la noi pe aici. No. Dar totuși, ca și termen de comparație, nu cred că există măsură de comparație între capre și pivolițe. Pentru că sunt două animale total diferite, de mărimi diferite, comportamente diferite, deși și caprele și bivolițele sunt foarte inteligente. Dacă ar fi să alegem între capre și bivolițe, cred că am alege caprele, pentru că sunt mult mai ușor de gestionat. Dar într-o lume ideală, eu vă recomand, dacă le cochetați cu capre sau cu bivolițe, eu vă recomand să țineți și capre și bivolițe. Măriuca noastră am văzut că s-a obișnuit foarte bine cu caprele, pot să pască împreună. Deși anul trecut îmi făceam un pic de griji, pentru că ea fiind mai jucăușă la un an și ceva de viață, cam fugea după caprele și le fugărea, nu știa ce-i cu ele. Dar la anul ăsta e mai matură, măriuca noastră, umblă mai mult la păscut și să mai uită după capre așa nică și cum să vadă ce fac, dar nu mai umblă după ele să le fugărească, să zică, hai dați-o încoace că vă calc eu și vă zdrobiesc. Nu. Așa că începem să ne lămurim și noi că bivolul nu e un animal rentabil, da? Bătrânii și săranii de demult, ei au avut înțelepciune când s-au lăsat de bivol, că era una când umblau ei și aveau vreme tătă ziua numai să facă fân și să umble pe la țară, acum țăranul are mult mai diverse și mai ample lucrări de făcut. Hai măriu ca la pășune, că aici nu-i... Aici numai... Aici au păscut ea deja de-o ras tot, și-a mutat-o în alt lot. Aici lăsăm să mai crească iarba încă un pic și apoi o aducem înapoi să mănânce ospăț. Hai, hai, hai! Lasă să mai crească iarba aici, hai! Zicea cineva că e atât de interesantă simbioza asta între om și animal. Când omul și animalul pot să fie pe aceeași frecvență, încât omul gândește ceva și nu trebuie să întindă de animal, că hai, da, animalul simte că hai, e vremea de mărs. Sigur că animalul să și învață, ia, un pic de nuielușă, un pic de motivație și merem, da? Dar e foarte interesant că după ce se obișnuiește un animal cu tine, el deja știe ce are de făcut. Hai, hai, hai! Ați văzut că am atins-o un pic pe Măriuca pe dinapoi cu nuielușa și... Sigur că o să apară câte unul în comentarii ca să zică: băi, dar ce faci tu cu animalul ăla? Așa se iubește animalul! Voi care vorbiți așa, nici nu știți cum să crești un animal. Pentru că animalul trebuie îndemnat și să pune întrebarea: vrei să te stăpânească animalul pe tine sau trebuie în mod natural ca omul să stăpânească animalul? Animalul trebuie atins câte un pic să știe că stăpânul e acolo. Nu l-a atins să-l chinuiești, l-a atins să-i adurați atenția. Mai fă câte unul care vine la noi pe canal mai de mult, îi scria câte un comentariu: da, apoi voi creșteți capre să le exploatați. Serios, te-ai dat tu seama de treaba asta? O, vai, că animalele nu știu ce, că de ce crești tu capre ca să mănânci iezi? Nu prea mâncăm iezi, să știți, că noi păstrăm iezi și ne sunt să crească ieduțele și treaci de tețuțuțe să ne se umple găleata cu lapte. Așa că... Din ăștia hăbăuci, habarniști, care nu mai ar iubi animale, dar ei n-au nici măcar un șoarec în apartament. Uită-te câte albine s-l-a adăpat. Dulăule, tu duci cea mai bună viață. Păi tine nu te deranjează nimeni. Nu te trage nimeni de țâță. Tu te joci când vrei. Primești de mâncare la oră fixă, ca astea la alte. Du-te, nu bea apa aia cu tine, du-te de acolo. Îți pun alta. Grasule, ce faci? Ce faci? Ce faci?
Dacă trebuie să alegi între capre și bivolițe, cred că cel mai ușor e să alegi câinii, că atâta zghelingușitori. Așa e, mă. Dom. Ai crescut mare de când te-am adus. Ai fost cătorâm, mă. Și amuiești cât un cal. Amuiești cât un cal. Ce costrofește. Să vezi ce față a făcut. Hai, Dana, hai să bem apă. Dă-i mai încet, ca apoi să vezi că bea. Hai. Ia cât ies aici, uite-te cât ies, albine. Uite-te cât i-a venit. Și datorită faptului că noi facem vlogging, ne ajută un pic și ne încurajează să creștem și bivolițe. Avem un pic de timp pentru că muncim de acasă. Să știți că pentru noi asta e o muncă. Și dacă vrei să susțineți, să încurajați munca ce facem noi pe YouTube, puteți să accesați butonul Alătură-te din partea de jos acestui video, pentru că avem nevoie de susținerea voastră. Ne ajută tare mult like-urile voastre, ne ajută tare mult comentariile, pentru că vedem comunitatea noastră ce părere are de munca care o facem noi. De felul cum filmăm, de animalele noastre, de strădania noastră, pentru că, sigur, principalul nostru țel este să ne creștem copiii, să trăim sănătos și să ne bucurăm cât de mult de binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu în Maramureș. Așa că dacă sunteți alături de noi și vă place ce facem, noi vă mulțumim tare mult pentru vizionare, nu uitați să dați un like pentru algoritm și să încheiem acest video cu pozitivism și să spunem că decât să alegi între capre și bivoliță, mai bine ține-le amândouă. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare.